Alo! Liniște! Anica! Bine ați venit la noi! Astăzi, 19 decembrie 2017, Consiliul Local a aprobat la propunerea primăriei ca persoanele care fac 50 de ani de la căsătorie, primăria să le acorde un premiu de fidelitate, care este un premiu mic ca sumă, dar este vorba de gestul pe care îl facem pentru persoanele care în cuplu au împlinit sau au trecut peste 50 ani de căsătorie. Mă bucur că suntem de față aici. Cred că dacă încercam să vă adunăm cu diverse alte ocazii, n-am fi reușit. Dar uite că e bine să ne adunăm, să ne vedem că încă suntem puternici și curajoși și vrem să o ducem înainte. N-am pus în mod intenționat pe mese aperitiv cu țuică, cu vin, că nu ne mai puteam înțelege. Am zis să sărbătorim așa simbolic cu o cupă, cu un pahar cu șampanie. În numele Consiliului Local a Primăriei, vă felicit și vreau să vă transmit niște gânduri a noastră, a celor de la primărie și a meu personal ca primar. Stimați seniori, mă adresez dumneavoastră cuplurilor care ați conviețuit 50 de ani cu profund respect și admirație, nu doar datorită vârstei înaintate, ci în primul rând datorită virtuților pe care le-ați cultivat de-a lungul vieții, de-a lungul vieții împreună, făcând 50 de ani de căsătorie, și a credinței în valorile dumneavoastră a familiei. Vă admir și vă aduc respectul reciproc pentru valoarea și valorile ce vă încurubesc azi, viețile, cu o cunună de ani, antrudiți, ani petrecuți în lipsuri și în destulare, petrecuți la bine și la greu, mereu împreună, mereu model pentru salva de destemate pe care o purtați. Aceștia fiind nepoții, copiii, strănepoții. Vin cu respect în fața dumneavoastră, în semn de adâncă prețuire, pentru sacrificiile făcute în anii tinereții și îmi exprim profunda recunoștință pentru toți cei care ați ridicat cu mâinile dumneavoastră plină de bătături, comunitatea. Ne-ați făcut posibil astăzi viitorul prin activitatea de o viață și ați contribuit la bunăstarea familiei și a comunității. Dumneavoastră sunteți rădăcinile acestei comunități. Misiunea pe care dumneavoastră ați continuat-o și v-a fost încredințată a fost să transmiteți experiența vieții, a familiei, să împărtășiți cu înțelepciune și simplitate însă și credința noastră, care este moștenirea cea mai de preț. Îmi doresc ca împreună să găsim cele mai bune soluții ca să vă fie bine. Să vă bucurați în liniște de copii, de nepoți, cărora să le transmiteți aceleași virtuți care v-au însoțit mereu. Vă doresc să aveți parte de multă sănătate, pace sufletească, bunăstare și ani îndelungați. Să aveți respect și dragoste din partea celor apropiați, aprecierea celor din jur, a generațiilor tinere și grija celor din jur să vă bucure din plin. Vă doresc sănătate și numai bine. Acum,
noi avem pregătite pentru dumneavoastră niște diplome. Eu o să vă lumânez la fiecare. Avem o echipă de fotografi în care să imortalizăm momentul și dumneavoastră să aveți o amintire pentru cât o mai duceți de acum încolo până la 100, 100 și ceva de ani, pentru că la 100 de ani noi primăria facem alții premieri. Am dorit ca să nu vă grăbiți, suntem și noi ăștia din urmă, primarul, consilierii, secretarul și vrem să vă, când ajungem la 50 ani de căsătorie, să vă invităm să fiți de față. Și vreau să vă spun că în continuare, după ce vă mânăm primii și diploma, elevii de la școala Strugari vă vor prezenta un mic program artistic. Profităm de ocazia asta, pentru că nu v-am mai văzut la sărbători. Și dacă nu v-am văzut, e bine să fiți. Ședințele o să le facem la 60 de ani. Când sărbătorim 60 de ani de la căsătorie. Mai facem o ședință. Să rămânile și mulțumesc! Ia să demonii Toma Andrei. Dar nici Dorina. Acum, e ceva normal ca după ce unii au înțeles că după ce fac 50 de ani să nu mai însoțească pe partenerul din cuplu. Doamne, Doamne, știi cum să procedeze, știi cum să o rânduiască lucrurile pentru fiecare, nu ne opunem, sunt căi pe care le urmăm, fără să ne ceară cineva socoteală sau să ne ceară cineva părerea, da? Așa că mergem după planurile Domnului. Am găsit pe cineva, îl știți foarte bine, Dospinescu Iacob, al Hușănel. Și ieșise săracul din spital și zic că la 86-87, cam așa, era când o ieșit din spital. Și zice, domne, era un om mult mai tânăr decât mine acolo și spunea că cred că eu am să plec la Domnul de acum. Și zice, cum, dar eu la rând spunea, el era mai în vârstă cu Șarel. Și că nu, ne naștem pe rând, dar ne ducem acolo pe săritii. Cine știe cum o să fie scopul fiecăruia. Nea Petrică Crețu. Domn Petrică Crețu. Felicitări. Eu când îi spun la cei care se căsătoresc, le spun, vă dau acest certificat de căsătorie la amândoi, să nu aveți pretenția că mie mi l-a dat și nu știu ce, că e a meu. La amândoi am plăcerea să vi-l lămânez la amândoi. Felicitări! Să vă dea Dumnezeu un trai mult de aici încolo și liniștit. Săruna! Au, Ronțu Anton și Maria. Nu a ajuns încă. Dârle Aurel și Aneta. Viță și... Munteanu Ilie. Neagică, Matare, ești șef acolo la... Ilie cu Beta. Nu. Păi Matare e din Petricica și Ilie Bernaveta de unde? Nu. Mondan Ion și Floarea. Domnul Mondan Ion de la Răchitiș. Să trăiești, Moș Ioane, felicitări să dea Dumnezeu. Ai prins fotografia cu Moș Ioane? Foarte bine. Domn Petrică cu doamna Aneta. Felicitări, domnul Petrică, cu doamna Aneta. Mulți ani înainte. Ce vârstă-i Nea Petrică?
Și să-l aude bine, să dea Dumnezeu și noi să ajungem ca el. Sănătos! La rostul perintat. Da, cine e reprezentantul lui Doamna Mărioara cu Neaurel? Eu. Dumneavoastră? Să fie liberă. Îi transmiteți felicitările noastre? Da? Da. Să-i dea Dumnezeu sănătate. Știu că nu se simte bine. Acolo unde bătrânii n-au reușit să vină pentru că sunt că nu poate să deplaseze, au venit câte un reprezentant. Reprezentantul domnul Palade Costică și Mariță e domnișoara Anișoara. Se transmite salutările noastre să le dea Dumnezeu sănătate, da? Palade, da? Da. Și dacă toți suntem în zona aceea, l-am găsit de față și pe domnul Gavrilă Mircea și Anuța. Pe care îi felicităm și pe ei să trăiți nenea Mircea și îi transmite salutări lui doamna Anuța. Când trec pe la răchitit, să uită peste gard. Dar uite că aici nu au reușit să vină. Să-i dai o... Îi transmiteți un pupic de la noi, de la primărie, da? Trofin Ioan și Ecaterina, Tantitinca, felicitări! Să fiți sănătoși! Numai bine să vă dea Dumnezeu! Salută lui nenea Nicu! Ne-am văzut de doamna Trofie. Doamna Trofie Maria și Emil. Stați. Să vă dea Dumnezeu sănătate, felicitări. Să ne întâlnim și la 60 ani, da? Pentru cei care au depășit 60 ani de căsătorie, ne întâlnim la 70. Domnul Costică și doamna Marcica. Ne-a costit că mă mințând când nu vii, dar uite că eu mi-a făcut să trăiți sănătate. Vă doresc să mă bine. Domn Grigore Juncu. Domn Grigore, salte înainte. Să vă dea Dumnezeu sănătate. Felicitări, bine ați venit. Te rog frumos, dacă poți, dă-i un loc, Nea Ioan, un pic, să vină lângă tante Maria, că fotografia asta o să aibă pusă, o să vă transmitem acasă. Deci o fotografie care vă face domnul, o să vă aducem acasă ca să o aveți acolo. Uite, bă, când eram noi, s-o organizam la cămin. Și... Stai, să te poți stai așa. Domn Costică Manta. Aici am făcut o greșeală că n-am întrebat că dumneavoastră vă cunoșteați mai mult după liaturi. Trebuie să-i punem așa în ordine aia. Întoarce-te un pic la tatăl, că te mulțumesc să trăiți sănătate. Te-ați zis, domnul Manta. Manta Costică. Asta-i doamna. Ne-a toată Rbiciușcu. Ne-a toată Rbiciușcă, zootehnistul nostru. Să trăie ne-a toată de sănătate. Salutări la tante Virgina. Domn Costică Măzilescu, ia să o iau așa, într-o ordine, să trăiești sănătate.
trăiți. Ieri m-a întâlnit cu mare, nu care cumva să lipsească de acostică. Și el zice, da, îi dau telefon, pot să fac așa ceva. Unii tati Ileana după Cric. Unde e asta? Lasă pensia. Asta e mai important decât pensia. Pensia a venit în capul și o cheltuiești. Dar asta niciodată n-ai să o cheltuiești. Felicită tanti mă în capul de aia. Dar totul ne-a venit. Dumnezeu să ajunge dumneavoastră. Domnule, și eu mă gândeam tot la fel, zic că părinții mei nu mai se văd, bă, dacă m-ar duce și eu când tata și mama tot ar fi ceva, să dea Dumnezeu să ajungă la acolo. Tot prin 50 ani de căsătorie. 50 de ani de ani de viață trecut. Acum ție lui se face 50 de ani de căsătorie. Felicitări pentru mașa Știu că nu poate și o salut cu ocazia asta și salutări la copii. Ionelul în ziua. Domn Cretu. Primiți această diplomă de la primăria și de la Consiliul Local Strugari. Sănătate și numai bine să vă dea multe. Acum mă așteptam că spui să închin din partea mea atât. Altă dată. Domn Nicolae. Sănătate. Vă doresc o mată de totatea mea. Să ducem cât mai mult. Ne-a pocit ani în ordine, nu? Da. Domnul Lăiu Nicolae și Maria, chirurgul nostru. Sănătate și să mai o ducem înainte să mai face operație de trase, da? Doamna Antița, primiți această diplomă din partea noastră. Să o puneți la piperete sau în vitrină, într-o ramă. Pocitanul meu este. Lăiul Nene Nicolae și tantea Antița. La 60 de ani, când faceți 60 de ani de la căsătorie, trebuie să vă aduceți și copiii aici. Nu
La această timpul mă cumulăm în noastră din sănătate și nu mai bine să ne arunem. Ați auzit ce am zis? La data viitoare te ziceți cu copiii după. Iată și diploma. Nu te-am lăsat intenționat la urmă. Te-am lăsat intenționat ca să... Intenționat ca să fii, ca să fii prima. Sănătate, numai bine, transmite lumea voastră, numai bine. V-am spus, ne întâlnim la 60. Pentru cei care ne duc și 60, vreau să atât. Grave mie. Mai sunt câteva persoane, dacă vin, pentru persoanele care nu sunt, dacă vin, o să... Reprezentant domnul Ieloc. Numai că noi vrem ca diplomat și premiul nostru să ajungă direct la Neajărică. Suntem și rămată frumos, rămată și îi transmite salutările noastre, domnul Ieloc. Acum, noi pe masă am pus câte o prăjiturică, câte un bidon cu soc, care sunt bărbații puternici, trebuie să desfacă această sticlă de șampanie ca să ciocnim un par de șampanie împreună, da? Nu puneți mult, că nu ajunge la toți. Ați văzut când intrați la nuntă în sala de petrecere, uite atâta șampanie, spune, doar să gustați. Bine, că nu intre. Dacă rămâne la urmă, o bem toată. Domnul consilier Hanganu Viorel vrea să vă transmită și dumnealui câteva cuvinte. Vreau să vă urez la toți cei care ați împlinit vârsta de 50 de ani de căsătorie multe sănătate, un an nou cu fericirii, să ne vedem sănătoși și în anul care vine și vă doresc sărbători fericite. Mulțumesc! Haideți, vă rog frumos! Stimați bunici, ne înclinăm cu respect în fața dumneavoastră, în semn de adâncă prețuire pentru sacrificiile, pentru fericirea noastră, a familiilor cu bunici. Pentru că ne-ați învățat ce înseamnă să respecti, să fii corect, să iubești, să muncești și să te bucuri de tot ceea ce primești. Ne-ați oferit dragoste necondiționată, bunătate, răbdare și lecții despre viață. Voi sunteți simbolul copilăriei mele fericite. Cum spune și vechiul proverb, cine nu are bătrâni să-și cumpere. Înțelepciunea și experiența sunt neprețuite. Pentru acestea și pentru faptul că sunteți bunicii noștri, vă mulțumim. Să fiți sănătoși și mereu aproape de noi. Avea bunica mea de toate. Avea o prispă cu mușcate. Avea fântână, pâine, sare. Avea putere și răbdare. Avea credință și iubire și un dor nespus de nemurire. Avea un cal la o căruță și lapte bun de la o băcuță. Avea povești nenumărate și cântece nemaicântate.
și le spunea adeseori la clacă și la șezători. Avea un sob, pătrat, avea și gura mea de rai. Cu drag, noi vă mulțumim și vă urăm spectacol plăcut! Thank you.
Aici cred că vă regăsiți o parte din nepoți, nu? Știi și mă gândi eu? Ce te gândești și Marinea? Ce te gândești?
Eu te mănânc cu toată ziua ta, singur eu să te în locul tău și să fac prin casă toate ele de le faci tu. Nu stai și te odihnești! Lasă-mă, Rene, că le încurci și te prișești tu la treburi fideiești! Eu te mă laia de mare brânză și până la urmă și treabă mare ai tu de făcut mânică, e duminică. Ia să-mi dumnea și te făcut și lasă-l pe Mandea și de nu ți-o place să nu ți-și nia, Marin. Bine, eu te scol de dimineață, dai mâncare la ora tânii, la găin, la gruști. Scol copchii și te pui pregătit. Dar să vezi și faci de mâncare să ajungă și sară. Deci încolo nu prea mai sunt multe de făcut. Mă-ncăr patătura, bați breșurile din mălaia bună, ștergi amul cu de la prispă și dacă te prișești, mai scoți sâne din plătila e micul mărine. Sara, pui masa, scoți pe mărinea la mic, pulci copchii și spre acasă. Ai înțeles? Știți ce faci? Eu, o să fac și așa ce faci tu, duminica. Mă duc la comparativ, pe o țuri, cu unul, cu altul. Eu acasă mănânc și mă duc. Dar fiindcă eu nu mi-au țuică, o să stau pe acasă să te ajut să te descurci. Ba să-ți vezi de treaba ta că mă descurc eu așa singur. Mă, Fragiu, mă dam apucar așa un năvâț, mă dam apucar un năvâț, mă spun eu cu noaptea în cap și mă apucă de treabă. Cu orătănii mă descurca eu, cum mă descurca Franciu. Dar când se scol copchii, fumare greu. Când văzui și văzui câți bea mai la tâmp, deșteptarea! Să-l irătăți în tavan. Dar ăla mi-i speria în rău din tot, mă. Când se-a pus să chirăie, te lătrau câinii pe vale, auzi. Băi, mai Marini, băi așa se scol copchii. Dar cum? Îi ieși un bucușurel, îi mângâi, îi pup. Și se bufă, nu vezi că la mică e floașcă? Păi schimbă! Ehe, la schimba-i-o, dar și liile! Schimba, discută-mi și Marine, nu de tăt! Păi, la schimba, dar uite cât de vreau mă zboară și mă scământ până. Mă, mă apucă eu de pânii, pus-i făină, pus-i apă, frământa și frământa-i, ți-a cam fost și acolo de-ți. Mă mușii din spărță-i și când să zic că-s gata, pulcă închicară țigara din gură în aroa. Mă, Franu, o colectă de mă trecută din nădușă-l mă trecută. Și când văzui când o găsă-l zic, mă, sine-o mânca-o norocul lui. Dar acum, ce să fac eu de mâncare? Oare ce să fac de mâncare? Ia să tai o găină cu mai pricepi să faci ceva din frânsa. Ia și din bătătură, arunca câteva poare și văd o găină așa, una grasă, una porumboacă. Cam în foaia, cam în gânfat, așa. Ei, zic, ce fac eu cu tine, acuș? Ce-am să fac eu cu tine? Mă, și când îmi vine bine, dar un fel cu cap, o prinsă-i, o pări și-o jucui. Mă, dar o pări și-o jucui și cu un foapa chiar de... Ce mai, o jucui cu piele cu tău. Dar de mâncat n-am avut să repart să mâncă în franu. Când veni veta și pățoli, pe ne porumba să zic și... Mări, și te iubitești tu? Una porumbacă. Porumbacă, porumbacă, dar pe care? Dar și eu le cunosc după lume. Unde-i capul? Eu din gol. Marini, dă-și cloșca Marini și mai vreau să-și la mână și scoate pui, Marini. Mă, sunt făcut veta fort și între timp sarsă și punea. Așa că la prânz nu mai avut strâns să mâncăm. Pe mâncare nu știu, mama ligă cu țarișcă de laptea fumat. Tătă ziua n-am avut să răspor la mica Franu, dar la seaba tot a avut să răspor. Dispărțai două ochiul așa mult cu la priscu. Și sara nici mama ligă nu mai fu. De mâncare nu știi ce-a făcut râs. Mâncam și plângeam, știi? Lasă, Marini, nu fi necăjit. Eu îți mulțumesc pentru gestul bun. N-are nimic de necurcăș. De unde să te pricepi tu la treburi femeiești? Dar hai acum să ne culcăm, că e aproape miezul nopții. Nu mă culc. Păi ce aștepți? Mai aștept o țără stragi zona și apoi să duci să faci ceva de mâncare când doar ai mațele de foame. Acum eu trebuie să fac un detaliu la scenetele care sunt aici.
Că nu au fost alese în mod întâmplător. Noi am trecut prin ele, nu? A dânsul când am ajuns toți și soții, n-am știut să pregătim găina, dar toate chestia care se poate extrage e lucru bun, că putem învăța din greșeli. Găini să avem. Da, găini să avem. Măcar o
Deschide ușa creștinei.
Acum trebuie să o luați sub diferite aspecte. Hei, aveți ocazia să liberezi acum obiceiurile, dar nu care cumva să stați cu porțile închise de anul nou. Mă rog, e la modă. Ultima vreme e la modă la noi. Dar de asta vă dăm bani, ca să aveți plăcire. Auzi, dar din dar se face rai, ați văzut cum a spus, da? Deci o parte de acolo putem să dăm Hai bre, babă, tu ce zici? La vară mâncăm urzici? Mâncat rosa!
ce să mai lucrăm? Toți să plângeți cât ați vrea. Ce-a pierdat iarba mea? Agrăbiți-vă acum și vă căutați de drum. Ce vă târguiți așa? Vi s-a întâmplat ceva? Mi-a ucis capra aici și a rămas o mencalici. Bucurați-vă îndată! Eu vă cumpăr așa moarte, că sunt negustor de piei și-mi trebuie blana ei. Spuneți-mi câți bani vreți pe ea și-mi caut de treaba mea. 2000 de lei să-mi dai și o baniță de mălai. Îți dau 1000 de lei și o baniță de mălai. Chiam un doctor medic mare să-mi fie capra pe picioare. Eu sunt doctor cu renume, vreți un bine de la mine? Domnul doctor medic mare, să-mi fie capra pe picioare. Și să-mi spui cât vrei îndată, că eu nu sunt rău de plată. Să vedem ce are capra, ca apoi îți pun eu plată. Capra voastră nu e moartă, ci ea este leșinată. Ce vrei tu, căpriță, apă, stai în pișima așteaptă. De vrei pâine, n-am la mine. De bomboane, nu ți-e foame. Oare cum să te împac? Nu cumva tu vrei un țap? Ați ajuns un pic mai ca noi, când erați ca noi, trecerea dintre generații s-a făcut în felul următor. Și așteptăm să faceți și dumneavoastră, să organizați un obicei și ne chemați și pe noi când faceți dumneavoastră bătrânii. Dar cum, știți cum o să facem? Vă poftesc aici în față să facem o poză așa de grup cât putem, sau în fața scărilor. Haideți la soare afară!